Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru octombrie. Da, e un pic cu târziu, dar mai sunt destule zile pe care trebuie să le trăim în octombrie. Pentru săgetători, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în săgetători, am pregătit deja câteva cărți ca să câștig timp. Luna aceasta o să fac în cruce celtică și o să merg în paralel jumătatea care s-a separat în momentul în care am făcut etalarea pentru balanță, jumătatea dreaptă, jumătatea stângă a zodiacului, merg în paralel. După voi urmează leul, apoi revin la capricorn și tot așa. În fine, mesaje pentru săgetători. În primul rând, dacă pentru unii, știți că se zice că orice situație, eveniment, senzație pe care avem în timpul etalării este un semn că ceva. Ete, dacă vreți să luați ca un semn, am senzația că cineva a devenit prea dependent de voi și vrea cu orice chip să stea în preajma voastră. Asta pentru că am eu în preajmă o ființă nevinovată, nu zic, dar foarte dependentă de mine, de dragostea mea, de afecțiunea mea, de tot ce îi pregătesc în fiecare zi, da? Și acum tot vrea, tot insistă să vină în spațiul meu în această perioadă și să, în perioada în care fac etalarea, da? Și să stea pe lângă mine. Da, vorbesc de Mura, de cățelușa mea. E o ființă drăgălașă, nu zic, nevinovată, poate neajutorată într-o formă sau alta. Asta pentru unii, dacă vreți să o luați ca pe un mesaj. Aveți numărul 12, 2 și cu 1, 3. 3 înseamnă comunicare, înseamnă construcție, înseamnă casa a treia, comunicării, a rudelor, a prietenilor, a vecinilor. 29. 29 înseamnă 11. Dragii mei, probabil că ați avut de-a face cu, pentru unii poate cu o flacără geamănă, alții cu o falsă. Că există și false flăcări gemene, o situație mai degrabă karmică decât darmică. Ideea este că trebuie să iertați o situație într-o relație pe care ați trăit-o voi. Trebuie să iertați sau cineva trebuie să vă ierte sau voi, dar în primul rând trebuie să vă iertați voi dacă ați greșit față de cineva, dacă cineva v-a greșit. Mă auziți? Sper că am pus microfonul mai sus. Așa, dacă voi ați greșit, trebuie să vă iertați. Dacă altcineva a greșit față de voi, trebuie să îi iertați. Iertarea este foarte importantă, dragii mei, în orice facem. Dar mesajul principal este: aveți credințe, sunteți guvernați de Jupiter într-o formă sau alta. Jupiter reprezintă credință, religie, expansiune și transformare prin credință. Aveți încredere în această situație, dar, repet, mesajul a venit alături de acest urgent mesaj de a vă ierta. Interesant că s-a oprit la capătul setului de cărți. Aveți o nouă dragoste, 2 și cu 6, 8. O transformare în viața voastră se întâmplă prin prezența cuiva. Dragoste poate să însemne și o prietenie, evident, dar ce frumos ar fi să vină flacăra adevărată, să vină un suflet darmic, să vină un suflet pereche, da? Cu care să ne bucurăm de miracole și binecuvântări, cu care putem să ne îmbrățișăm emoțiile, da? Fără nicio teamă. Sau voi, sau bine, eu am nodul nord în săgetător. Deci, mesaje frumoase în principiu din partea îngerilor. Am luat și din setul celălalt care îmi place la fel de mult sau poate chiar mai mult. Aveți veniți, coming together, un soi de apropiere. Vă apropiați cu această nouă dragoste de o nouă etapă în viața voastră, eu știu, amoroasă, să zicem. Eu aș spune că e în viața voastră spirituală, pentru că dragostea este o formă de spiritualitate, da? Sau invers. Spiritualitatea este o formă de dragoste. Ați primit acest mesaj, coming together. Se apropie cele două nuclee și sunt gata, gata să fuzioneze. Doar trebuie să aveți credință că se va întâmpla acest miracol, da? Acest miracol, această binecuvântare se va întâmpla. Aveți numărul 66. Interesant că la capătul setului de cărți aveți Dumnezeul vorbește și nu întâmplător ce aveți credință, Dumnezeul vă vorbește. Aveți credință că vi se vorbește într-o formă sau alta. Prin toate evenimentele prin care treceți sunt mesaje, inclusiv acesta, că poate nu rezona suficient unii, dar în orice putem să găsim mesaje. În orice, numai să vrem. Dumnezeu ne vorbește, vă vorbește. Aveți numărul 33. Eu sunt foarte marcată de numărul 33 de vreo câteva săptămâni, ba chiar mai mult, de 333, 3333, tot am văzut numerele acestea. Voi aveți și 66 în plus. Și
Aveți o alegere de făcut. Aveți o alegere de făcut. Eventual trebuie să alegeți între, dragii mei, o viață simplă, simplicity, și Dumnezeu vă vorbește, și o viață guvernată sau coordonată de divinitate, cât mai des și cât mai complex. Ce ați mai primit? Ați mai primit Let the Divine, nu, Let the Feminine Lead the Way, 39. Lăsați energia feminină să vă conducă pe drumul către această nouă dragoste, către credință, către miracole și binecuvântări. Acum, evident că pentru bărbați, posibil, o energie feminină, dar nu negativă, faceți diferența, nu orice femeie vă poate ghida, o femeie care simțiți că este evoluată sau măcar un pic mai evoluată decât voi într-o anumită direcție. Că voi puteți să fiți profesioniști într-o direcție și mai puțin. V-ați dezvoltat niște abilități în zona spiritualității, eventual, sau psihologiei, sau eu știu ce altceva. Asta așa, ca exemplu. Dacă sunteți bărbați în continuare, lăsați latura voastră feminină. Asta în cazul în care nu găsiți o persoană feminină suficient de inspirată sau nu vedeți voi, în fine. Lăsați energia feminină să vă ghideze. Fiți receptivi, asta înseamnă energia feminină. Fiți receptivi, fiți deschiși, fiți generoși, chiar dacă sunteți bărbați. Evident că se vede, dar v-am pus și cartea în față, se vede că femeia, energia feminină, este atașată la un fir, da? Un fir. Este acel cordon energetic dintre voi și ea. Ea vă va conduce într-o formă sau alta, chiar dacă nu o vedeți, chiar dacă nu e în preajma voastră. Fiți receptivi, fiți deschiși că vă va atrage într-un fel sau altul în viața voastră. Evident că e valabil și pentru femei, dar pentru femei, în mod special, acceptați această latură a voastră, dezvoltați-o și coordonați în momentul în care sunteți pregătiți pentru așa ceva, pregătite, coordonați pe ceilalți către această întâlnire cu sufletele lor, perei cu sufletul, în fine. În timp ce am amestecat cărțile, a apărut regele de monede. Unii dintre voi aveți de-a face, să zicem, cu un semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, cu o persoană căsătorită, pentru mine este soțul, sau fostă căsătorită, în fine, nu, e căsătorită pentru mine, asta înseamnă printre multe altele, o persoană care e stabilă, emoțional, financiar, mai mult sau mai puțin, important este chiar dacă nu are, eu știu ce afaceri, că în general regele de monede are afaceri, are bani la bancă, este echilibrat, chiar dacă nu aveți, că poate pe unii vă reprezintă ca și bărbați această energie, chiar dacă nu aveți această stabilitate financiară, sunteți dispuși să munciți și sunteți concentrați pe a vă crea această stabilitate? Sunteți concentrați pe așa ceva? Eventual, sunteți concentrați să vă protejați familia, copii, chiar dacă sunteți despărțiți, lucrați pentru stabilitatea copiilor, da? Să le asigurați, eu știu, banii pentru școală, pentru mâncare, pentru trai. Regele de monede face multe. E o persoană, în principiu, stabilă. Încercați să fiți, unii dintre voi, încercați, dar în cazul în care nu sunteți voi, e o altă posibilitate, dar frumos ar fi să vă concentrați pe această latură. Da. Dacă aveți familie, să fiți responsabili. Dacă aveți business, să fiți responsabili. Ai o energie responsabilă. La capătul setului de cărți, ce frumos, 7 de cupe, Marea Preoteasă și 5 de cupe. Unii dintre voi trebuie, iau-te, roata norocului, trebuie să învățați să vă schimbați energia. Ați fost într-o energie, într-o situație care v-a deprimat. Ați pierdut pe cineva, ați plâns după cineva sau poate cineva v-a plâns și ați absorbit energia lor. Pentru că este Marea Preoteasă care este intuitivă. Ați absorbit energia lor. O energie destul de negativă, da? Pentru că cei care plâng nu au credință. Dacă ai credință, știi că totul este bine și că va fi bine. Sau măcar te strădui. Mai plângi din când în când, dar nu stai în această energie mai mult decât e cazul. Asta am zis. Deci, dacă nu sunteți voi, poate ați absorbit ca și energie de la cineva această stare de supărare, de dezamăgire, de depresie.
Însă învățați, dragii mei, să munciți, de fapt. Să munciți cu voi, să vă alchimizați, să vă schimbați. Trebuie să munciți pe rupte. Să folosiți acest foc interior pe care îl aveți voi ca semne de aer. Și să vă transformați, ăsta e Jupiter pentru mine, să vă transformați destinul, karma. Karma se poate transforma, dragii mei. Destinul. Ne-l facem noi. Da, ascultăm tarot, ascultăm astrologie, ascultăm aia și aia, dar depinde de alegerile noastre. Alegeri, da? De felul în care ne facem planurile, de felul în care preferăm să trăim pe loc. Sau să vă extindeți, ia ce frumos, vă și împăratul, da? Vreți să vă extindeți, împăratul își dorește extindere, stabilitate, că am văzut regele de monede, ce frumos, da? Ce frumos! Alegeți, bărbați, femei, nu contează, alegeți creșterea, alegeți să vă controlați voi viața, da? Voi sunteți împărații voștri, voi sunteți autonomi, dragii mei, toți care ascultați, nu doar săgetătorii, dar mesajul a venit la voi. Și totuși, până faceți această transformare, sunteți într-o stare de visare, unii dintre voi cam visați. Sau eventual vă pierdeți în prea multe opțiuni, că asta e Jupiter, o altă variantă a lui Jupiter, se pierde în prea multe. Aș vrea să fac și aia și aia și aia. Nu, alegeți, că de-aia aveți doi de bâte. Alegeți, dragii mei. Haideți să vedem. Deja am vorbit foarte mult, sper să am timp, să nu mă întrerupă nimeni. Săgetători. Octombrie. Octombrie, soarele nu vine să ascende în nord, în săgetător. Să încerc să fiu cât mai rapid. O, ce frumos, 6 de bâte, 10 de bâte, 9 de cupe, frumii, frumii. O, asul de cupe, iubii. 4 de monede, iar 10. Da, aveți nevoie și de stabilitate între atâtea emoții. Sunteți foarte copleșiți de emoții sau înconjurați de cineva cu planete în apă. Sau, poate aveți voi. Poate aveți voi. Turnul. 5 de monede. Mă, de ce sar cărțile? Ia uite, iar a vrut să se arate regele de monede, dar e în poziția fricilor. Interesant. Vă este teamă că dacă... imediat interpretez. Acum găsim noi variante de interpretare pentru că am găsit și poziția regelui. Nu, e bine, e bine. E bine, e bine. Apare și săgetător mai spre sfârșitul lunii, să zicem. Suntem în octombrie, da, avem 10-10, aveți 10-10 din... Frumos, haide, hai că e frumos. Da, gata, am pus destul, am văzut. La capătul setului de cărți, pentru unii dintre voi, vă doriți să comunicați cu cineva, posibil semn de apă? Semn de apă, aveți două cărți care arată comunicare. Două cărți. Acum, regele de cupe, mare grijă să nu-l confundați, că puteți să fiți voi aici regele de cupe și semnul de apă să fie valetul. Sau voi să fiți valetul și semnul de apă să fie regele de cupe. Oricum, dintre două semne, vreți să comunicați, imediat revin, vreți să comunicați deschis despre ce înseamnă suflete gemene, ce înseamnă a te bucura într-o relație, ce înseamnă a serba viața. Asta înseamnă 4 de bâte, a serba viața în fiecare zi în relații armonioase cu cei de lângă noi. Să construiești, cum am zis mai devreme, să-ți construiești relațiile, destinul, asta că tot ați ascultat, o să le spune și lor, că tot ați ascultat aici, da? O să discutați despre lucruri deschis, da? Despre emoțiile voastre și despre ce înseamnă cuplu, construcție în cuplu, în casă, da? Vreți să oferiți sau cineva vrea să vă ofere vouă? În fine, rămâne de văzut, variază, evident, pe o etalare colectivă. Însă aveți doi valeți, comunicare, da? Repet, sau revin mai bine zis, unul dintre voi este mai imatur emoțional, rămâne de văzut care, poate cel mai tânăr, dar nu e obligatoriu, pentru că avem un rege, regele este peste 40 și ceva, 45, peste 45 de ani. Bine, acum că puteți să fiți la 30 și ceva, să fiți mai maturi decât cei de vârsta voastră, dar totuși, un rege de cupe nu are cum să fie un tinerel sau o tinerică de 18, 20, 25 de ani, da? Sigur. Deci unul dintre voi, sigur, este mai imatur. Rămâne să vă găsiți poziția, da? Însă, vreți să discutați cu cineva? Aveți două cupe. Aveți două cupe.
Sau cineva vrea să discute cu voi. Evident că variază. Spunem așa pentru că sunteți mulți și repet de câte ori pot și acum am mai adăugat ceva la explicația asta, de ce la anumite persoane se manifestă mai repede, de ce la anumite persoane se manifestă doar o parte din mesajele pe care le transmitem sau se manifestă în timp anumite mesaje. Pentru că fiecare aveți harta voastră natală și în relație cu personajul cu care aveți de-a face, se creează o anumită sinastrie. Evident că, fiind colectiv, nu putem spune exact pentru toată lumea. Revin la subiectul principal. Central aveți, sunteți voi, zic eu, sunteți voi doritori să atrageți atenția, aveți succes unii dintre voi, atrageți atenția clar cu 6 de bâte, poate sunteți în vizor public, poate lucrați cu publicul, pentru că e 6 de bâte. Bâtele sunt creative, la locul de muncă aveți un loc de muncă interesant, spectaculos, creativ, pentru că sunt bâte, bâtele sunt creative, da? Înfloresc, înverzez, dau naștere la diferite alte evenimente. E un eveniment. Ah, interesant, poate aveți la... Ah, interesant, pentru cineva, unul, pentru cine, nu știu pentru cine simt, unii dintre voi aveți un eveniment public aici, da? În care sunteți aplaudați și apreciați, da? Foarte frumos, foarte frumos. Și totuși interesant, nu e blocaj, provocarea este 10 de bâte. Ați putea fi foarte bine tot voi sau un alt semn de foc, să zicem, sau cineva cu marcaj în semn de foc. Ideea este că provocarea sunt foarte multe responsabilități. Dacă unii dintre voi aveți un job și lucrați cu publicul, probabil în spatele acestor evenimente pe care le faceți, eu simt că e un eveniment. În spatele acestor evenimente voi munciți pe rupte, dragii mei, unii dintre voi. Munciți unii, nu toată lumea. E un mesaj pentru toată lumea. Sper să vă regăsiți. Munciți pe rupte sau aveți o relație obositoare în spate, dar lumea nici nu știe. Și eu știu cum e. Mai ales dacă sunteți artiști, în acest moment simt că, pentru că aveți și multe cupe, unii dintre voi aveți acest potențial. E Jupiter, dacă e Jupiter în casa a cincea sau știu ce alte... Da. Atrageți publicul vă apreciază și totuși în spate aveți multe responsabilități. Și dacă nu e o relație, poate să fie o relație cu familia, poate să fie pentru acel job, multe contracte, mai ales dacă, eu știu ce, aveți evenimente de făcut și acolo și acolo și acolo, nu știu câte localități, nu știu câte țări, da? Unii dintre voi. Ideea este că sunteți ori voi, ori altcineva, poate altcineva vă pune în cărcă niște responsabilități, altcineva e obosit, obosită de, eu știu, situația asta. Găsiți-vă locația în aceste mesaje, da? Între aceste mesaje, găsiți-vă, pentru că sunteți mulți. Dar e o provocare. Mare grijă, altă mesaj, mare grijă să nu munciți prea mult pentru aceste evenimente, pentru a atrage atenția. Știu că vă face plăcere, pentru că este flancat, da? Acești 6 de bâte flancat de asul de cupe și 10 de cupe. Aduceți multă bucurie în preajma oamenilor. Deci, efectiv, prezența unora dintre voi, așa simt, să vă zic, ia uite, deci acest 6 de bâte, în acest moment, văd o persoană în public, care este și creativă, este simpatică, aduce multă bucurie celor din jur. Și uite, așa își umple cupele. Cupele acestea sunt victorii după victorii sau ajutor pentru oameni, evident. Însă, repet, mare grijă să nu vă obosiți. Un alt mesaj mai simt, că aveți nevoie de o colaborare. Vă mai trebuie cineva care să vă susțină în acest drum către victorii. Eventual, acest new love poate să fie o colaborare, rămâne de văzut. Asta pentru că aveți totuși un as de cupe în trecutul apropiat, nu e îndepărtat, apropiat. Ați început să simțiți pentru cineva, ar trebui să clarific, dar nu știu dacă am timp. Dar asta e, dacă mesajul e scurt, e scurt. Ați început în ultima vreme să simțiți pentru cineva. În trecut, iar aveți la bază pe cineva semn de apă sau, dacă nu este semn de apă, sunteți voi, iar cu multe victorii, cu multe cupe. Mare grijă că poate vă duceți la evenimente. Ce mesaje vin? La evenimente la care se bea.
Și mare grijă că poate va atrage lumea, situația, atmosfera, emoțiile vă atrag în această stare. Mare grijă. Pentru că asta vă obosește, chiar dacă vă încântă pe moment, vă obosește pe termen lung. Un mesaj pentru unii. Știu că unor citesc și nu doar eu, poate și altora li se întâmplă să mai vină mesaje atipice. Deci, la bază, voi, plin de emoții, încercați să căutați satisfacțiile voastre emoționale, dar vă arăt că și meritați, pentru că lăsați în urmă, învățați să lăsați în urmă niște mari probleme. Dar, în ultima vreme, nouă, e un număr spiritual interesant, nouă reprezintă casa nouă a săgetătorului. Da, lucrați, dragii mei, lucrați către transformarea voastră spirituală. Lucrați, lucrați. Astfel de cu penultima vreme poate a fost și o vindecare emoțională de niște traume mai vechi, dar evident poate să fie așa. Această nouă dragoste pe care o simțiți, ați intuit-o, că am văzut și Marea Preoteasă, da? Ați intuit-o în preajmă. Poate să fie pentru unii, dragii mei, și o dragoste față de voi. Pentru că la un dat am zis că ați lucrat pentru creșterea voastră spirituală, să vă curățați emoțional, asta înseamnă afirmații, înseamnă foarte mult, băi, că vorbim de apă, băi, de purificare, diferite tehnici. Da, sunt foarte multe. Nu le spun, dar ați lucrat asta pentru că văd un vultur. Vultur înseamnă transformare. Mă gândesc la scorpion, da? O, da, ce frumos! Ce frumos! Și în ultima vreme vă doriți pe cineva cu care să împărtășiți aceste cupe. Pentru că ați început o vindecare profundă. Ați început. În prezent sunteți de la 10, 9 și până la 10. Ha! Super copleșiți de emoții. Și nu-i rău. Bucurați-vă, dragii mei. Bucurați-vă. În viitor aveți un 4 de monede. Cu fiul semn de pământ, pentru că îl văd ca energie exterioară. Cineva care se simte izolat. În frig, voi aveți atenție, voi primiți atenția publicului, voi vă bucurați de succes, de victorii, orice victorii ar fi. Atingeți, interesant este, ai și încurcurat numai de cupe și ăsta este central, atinge sufletul publicului. Ha, ce frumos! Și repet, vă mai trebuie pe cineva în preajmă să vă susțină în aceste victorii, în aceste lupte. Dar, influențe exterioare, există cineva care se simte părăsit în această perioadă. Ataete, rămâne de văzut de ce. Repet, nu știu dacă reușesc să clarific. În viitor, 4 de monede, stabilizați-vă un pic, dacă ar fi să vorbim doar despre voi. Stabilizați-vă, dragii mei, un pic și emoțional, că aveți foarte multe, sunteți copleșiți de emoții. Țineți un pic de bani, mai ales dacă aveți de călătorit, dacă aveți proiecte în public, da? Țineți un pic de traista, de cec, de ce mai este, unde vă țineți voi bănuții. Țineți un pic de ei. Și îmi vedea ce mai fi. În poziția sfatului aveți turnul. Turnul înseamnă separare. Separare de cineva și cineva, ca și forță exterioară, se simte clar părăsit, abandonat, în frig. Da? Probabil e acest personaj care apare la un dat în viitor. Vă separați de cineva care nu v-a fost alături. Probabil personajul care v-a pus multe responsabilități în cărcă, care v-a obosit. Repet, variază. Interesant că în poziția fricilor iar aveți un semn de pământ. Poate că unii dintre voi, dacă ați fost soți, soții, vă separați de cineva, da? E în poziția fricilor acest rege de monede pe care l-am revăzut și a vrut să reapară, clar, cu un scop, dar a reapărut în poziția fricilor. Și semn de pământ apare și în poziția influențelor exterioare, sfatul apare, turnul, construcție, iar pământ, într-o formă sau alta, da? Dar trăsnită de Dumnezeu. E o separare, e o răsturnare de situație, un eveniment neașteptat, un eveniment neașteptat, că turnul e neașteptat, vă zic eu, dar poate că se va manifesta totuși într-un fel în care nimeni nu poate să prevadă exact. Da? E, și cineva va rămâne așa cu o nostalgie, va rămâne fixat. Cineva rămâne fixat, ia uite, sunt doi bărbați pe un tron, da? Cineva rămâne fixat într-o idee. O idee fixă, șabloane.
Tradiții. De-aia apare în poziția fricilor. Că așa este mai bine, așa zice tradiția, așa zice biserica, așa zice societatea. Ah, sunteți săgetători, dragii mei. Nu zic să nu respectați lucrurile care sunt valoroase, dar uneori anumite lucruri ne țin pe loc și am vorbit că e nevoie de expansiune. Aveți credință? Iertați, interesant, iertați dacă vă separați de cineva. Da, hai să mai completăm. Să mai completăm. Lăsați energia feminină să vă conducă. Energia feminină este asul de cupe, dragii mei. Este o energie feminină. Și în poziția fricilor, după cum vedeți, aveți energie masculină. Că e a voastră, că e altuia, iar variază. În poziția dorințelor, 4 de cupe. Iar cineva plânge, l-am mai văzut și 5 mai devreme. Dar asta e. După lacrimi vine și, dragii mei, curcubeu. Curcubeul e la voi, probabil. Și e în poziția dorințelor. Asta înseamnă că vreți. O, da, acum înțeleg. Înțeleg. Vreți în această perioadă, sperați că vine și soarele pe strada voastră. Sperați că cineva vă face această ofertă. Este exact asul de cupe care apare în ultima vreme. Asta vă doriți. Să lăsați în urmă cupele simple. Oamenii simpli, plictisitori, care vă consumă, care nu vă cresc, da? Este 10 octombrie, interesant, da? Vreți această cupă a păcii, faceți pace cu voi, faceți pace, am zis, vă vindecați într-un fel sau altul de niște traume, de niște situații, vă vindecați și vă arăt imediat că vă vindecați. Și acum sperați. Bine, poate să fie și iluzie, a trebuit să clarific, poate să fie într-adevăr o stare de euforie. Poate fi, de ce nu? E totuși o etalare colectivă. Interesant este că la capătul setului de cărți, ceea ce a apărut, a apărut 9 de spade. Cineva își face griji. Nu cred că sunteți voi. Cred că este persoana care trebuie să ierte, să se ierte. Repet, și voi trebuie să vă iertați. Nu cred că sunteți voi, pentru că vouă vă apare 10 de cupe. Și asul de cupe și 9 de cupe. În ultima vreme. Și nu zic musai, că este semn de apă. Este o stare de euforie emoțională. Poate să fie semn de foc, cu care vă potriviți foarte bine. Da? Pentru că aveți semn de foc. Un alt semn de foc. Și zic poate, repet, pentru că sunteți un colectiv cu care eu vorbesc cu mai mulți în acest moment. Da, cineva, dacă voi ați avut probleme, aceste probleme cu cineva și vă separați, foarte bine. Asta înseamnă că ia uite, 9 și 10. Vă eliberați de niște situații neplăcute, dragii mei. În octombrie, 10, da? Ia uite, 3 de 10 aveți. 10 de bâte, 10 de spade, 4 de 10! Wow! 10 de monede. Voi vreți un cuplu bazat pe dragoste, pe emoții, pe pasiune, nu pe stres mental, nu pe obsesii financiare, da, asta e bună stabilitate, că a apărut iar semn de pământ despre care am vorbit mai devreme. Dar dacă asta vă ține pe loc, nu, n-aveți nevoie să vă aveți credință, sunt de jupiterieni, dragii mei. Și posibil cineva să sufere după voi, dar evident că nimeni nu suferă doar o singură persoană. Dacă acum o persoană suferă, probabil că voi ați suferit înainte de 10 ori mai mult, da? Și gata. Evident, 10 de monede poate să fie și familia voastră din care vă trageți, vă separați de mama, de tata, de arborele vostru. Interesant, de arborele vostru genealogic. Aveți credință că apar miracole și binecuvântări. Am vorbit de karmă? Parcă am vorbit de karmă. Da, am vorbit de karmă. Vreți să vă schimbați karma? Nu, hai că mi-aduc aminte. Am vorbit la voi, da? Mai devreme am vorbit de karmă. Așa, vreți să vă schimbați karma? Și pentru asta sunteți conștienți, apare săgetătoriu, varianta superioară. Am zis, voi, unii dintre voi ați lucrat nouă. Eu zic că aici sunteți voi, ați lucrat să vă curățați emoțional, să creșteți, să vă echilibrați. Unii chiar lucrați, pe bune. Sunt și săgetători dezechilibrați, prea agitați, sunt. Știm, da? Varianta negativă. Dar sunteți și unii care ați lucrat pentru transformarea voastră și creșterea voastră spirituală. Aveți credință? Aveți credință, ce frumos, da? Dumnezeu vorbește, ce frumos vorbește și cărțile. Vorbește Dumnezeu, uitați, prin îngeri va vorbi și vă vorbește în continuare, dar știți să faceți pace și liniște. Pace.
Asta vă doriți, am vorbit de cupa păcii, o pace cu voi și cu cei din jur. Am vorbit, da, uite, intuiția totuși e bună, da? Vreți să vorbiți, oferiți această cupa păcii sau cineva, sau să vă împăcați cu cineva și să vorbiți, domnule, uite, așa este normal să avem o relație. Nu cum am avut, eventual, zic și eu. Dau un exemplu, așa am simțit nevoia să zic. Și în momentul în care vă vindecați această karmă, de această familie, de aceste trădări, poate să fie și la locul de muncă, nu musai, de o situație tradițională, un job tradițional, să zicem, da? Aveți parte de adevăr. Este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia cu două tăișuri. Cuvântul doare, dar și vindecă. Aveți parte de victorii. Și aveți victorie și aici. Dragii mei, am zis că temperanța este cea care anulează diavolul. Ați avut niște codependențe în familie, cu partenerii voștri sau partenerele voastre, apare diavolul. Învățați, dragii mei, să tăiați această legătură, stringul. Da? Frici, față, ia uite, și frici emoționale, nu mai zic de zodii, dacă vreți, da. Rac, Lună, pești, scorpion. Și iar avem scorpion. Deci asta e o etalare care se duce către zodia scorpionului. Că deja sunt cărțile. Uite ce a sărit. Da? Sunt cărțile care duc către noiembrie. Ca și reușită. Dragii mei, învățați să tăiați stringurile care vă țin pe loc în creșterea voastră spirituală. Și sunt frici profunde. Frici profunde. Profunde. Dependențe. De bani, de stabilitatea asta despre care am tot vorbit, nu mai dau în urmă, dați voi în urmă, că eu n-am cum să dau în urmă, da? Adicții într-o formă sau alta, ego într-o formă sau alta, sunt multe, da? Deja n-are rost să mai spun și nu vreau să mă fixez pe zodii. Dacă vreți voi să vă fixați, e treaba voastră. Asta oricum merg un pic mai spre sfârșitul lunii, da? 10-10, acum deja se saltă către 11. Către luna noiembrie. Dragii mei, este minunat, este super, super. Ia să vedem, ce să vedem, ce să vedem. Și apare și transformarea. Moartea și, evident, renașterea. Ah, și roata norocului. Ce super! Ce super! Lăsați în urmă. Vai, ce frumos! Lăsați în urmă lacrimile și crește spiritual, Marea Preoteasă. Wow! Hai că nu mai. Ah. Pentru unii care aveți de-a face, și zic că nu mă refer doar la săgetători, și cei care aveți lună, Venus, nodul nord ca mine, ascendent. Pentru unii care aveți de-a face cu un semn de pământ, foarte posibil semnul de pământ să lase pe cineva sau semnul de pământ să se simtă singur undeva într-un cuplu și să fie provocat. Deci voi, Doamne, alt mesaj, voi să-i atrageți prin energia voastră, dragii mei, acest semn de pământ să fie într-o relație de cuplu obositoare, da? Da, să fie tradițional, stabil, nu zice nimeni că nu-i frumos. Da, adică e normal să fii stabil, că ai nevoie de stabilitate, dar uneori prea multe responsabilități ne îndepărtează de esența noastră și voi, unii dintre voi, ați ajuns la esență și am senzația asta, sunteți pe cale, inspirați, aici vreau să ajung în sfârșit, hai mă, Ela. Inspirați pe cineva să renunțe, că persoana aceasta inspiră, dragii mei, și chiar cred, pentru că led the feminine, mai ales dacă sunteți femei, inspirați pe cineva, am fior și știu că am dreptate, inspirați pe cineva să renunțe la responsabilități pentru că acolo, în cuplu sau în jobul respectiv, se simte singur, singură, da? Și am zis că unii dintre voi sunteți empatici. Probabil că aveți niște marcaje în sine astrie, într-un fel sau altul. Această poziție a fricilor poate să fie frica lor. Frica semnului de pământ, dragii mei, un alt mesaj înainte de final. Frica semnului de pământ. Semnul de pământ respectiv s-a obișnuit să fie, da, să asigure pentru familie, pentru copii, pentru la, business-ul respectiv, da?
Și să fie provocat într-un fel, inspirat să schimbe, am văzut roata norocului, da? Voi inspirați să renunțe la stres, să renunțe la această familie, că e relație, că e familia din care se trage, voi inspirați, temperanța inspiră, dragii mei. Un alt mesaj. Îi inspirați să renunțe la această viziune fixistă. O perioadă încă vor mai ține, nu se vor deschide chiar atât de repede, dar cred că în timp îi învățați. Eu cred că, da, dragii mei, super mesaj, super, super. Temperanța, unii dintre voi săgetători, îi învățați pe ei semn de pământ posibil, cum arcaj în Capricorn sau nu obligatoriu, sau, știu, poate să fie și rac, poate să fie și scorpion, da? Îi învățați, în primul rând, să taie stringurile. Voi îi învățați. Voi sunteți cei care inspiră. O, da, ce frumos mesaj. Voi sunteți cei care inspiră. Voi sunteți cei care le aduce sabia adevărului, într-un fel sau altul. Vorbiți în public. A, ce frumos. 6 de bâte, da? Vorbește în public. Și am văzut aici ce frumos, da? Cineva vorbește în public. Poate aveți marcaj în semn de apă unii dintre voi. Și de aia sunteți emoționali și atrageți emoțiile oamenilor și simțiți și oamenii vă simpatizează și, da, la. Vorbiți exact ce am zis mai devreme, vorbiți despre ce înseamnă să fie o relație echilibrată, ce înseamnă flacăra geamnă și ce înseamnă relația karmică, ce înseamnă să construiești, da? Și cineva vrea să construiască cu voi, cineva vrea să construiască cu voi, vă vede ca pe flacăra lor geamănă. Sau o persoană cu care își doresc o relație frumoasă, armonioasă, pentru că voi asta emanați, asta transmiteți. Da? Și, repet, îi învățați să taie stringurile, îi inspirați să se elibereze de frici, de frici emoționale profunde, de traume din viața asta, din viața alta, alte vieți, da? Și să renască, să-și schimbe energia. Superb! Superb! Sper că v-a plăcut, mie mi-a plăcut la maximum și dacă vă place, evident, dați și voi niște like-uri, că nu vă strică, nici mie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, tot ce e mai frumos și inspirați domnilor și doamnelor și eventual lăsați-vă inspirați de tot ce am spus mai devreme. Vă pup, vă iubesc, pa, pa!